Mulțumim lui Dumnezeu pentru evenimentul din urmă cu 26 de ani, când, în data de 16 decembrie 1989, în Timișoara, începea Revoluția Română, revoluție în urma căreia poporul român avea să câștige libertatea și să dobândească libertatea. Cei mai mulți dintre cei care sunteți prezenți aici în. anul respectiv în 89 nici nu erați. De ce i-am ținut tare mult să avem de mai multe ori în uh, seara asta clipul, ca să știm despre ce vorbim, măcar câteva repere, să intrăm măcar puțin în atmosfera evenimentelor din uh, acea dată? Doar uh, fratele Sandu este aici, pe care știu că a fost atunci în, uh, în piață, în povestea duminică seara, că uh, a fost acolo chiar când se striga libertate. Nu v-am văzut în filmare, dar vă cred pe cuvânt că a fost acolo. Îmi spunea fratele Sandu că. Nu a simțit deloc frică. Într-un sistem totalitar, comunist, opresiv, care băga la pușcărie, bătea, ucidea, s-au adunat oamenii fără frică și au început să scandeze ceea ce își doreau, libertate. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii care, în urmă cu 26 de ani, au ieșit în stradă, nu le-a fost frică. Trebuie să vă mulțumim, frate Sandu, și tuturor acelora din generația dumneavoastră pentru gestul pe care l-ați făcut de a face o revoluție în țara noastră. Dragi tineri, dacă astăzi putem să fim liberi și avem libertatea din punctul acesta de vedere, este pentru că în urmă cu 26 de ani, niște oameni, începând din Timișoara, au luat atitudine față de ceea ce se întâmpla în țara lor. Noi astăzi trăim doar efectele noi nu știm ce a cauzat. Noi auzim povești, comunism, Ceaușescu, știm ce a fost ăla. Noi nu știm ce s-a întâmplat. Auzim doar povești documentare. Ne mirăm când auzim că stăteau oamenii la coadă pentru pâine, pentru lapte, pentru butelie. Noi nu conștientizăm lucrurile astea. Noi trăim direct în libertate și mulțumim Domnului pentru asta. Dar, dragii mei, ce facem cu libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Ați văzut? Din momentul acela, Parcă românii s-au deprins să iasă în stradă, mai ales în ultimii ani, în anotimpul rece, iarna, oamenii români încep să iasă în stradă. Au motiv, nu au motiv și îl inventează și îl procură de pe undeva, dar cert este că iasă oamenii în stradă. M-am speriat aseară, mă uitam pe tabletă la știri și am văzut că ciobanii asediază parlamentul. Nu mă venit să cred. M-am uitat cu atenție, am zis că atâta vreme cât păstorii nu asediază Parlamentul, e bine, încă avem speranță. Dacă doar ciobanii au ieșit în stradă, încă avem speranță. Sunt oamenii obișnuiți să iasă în stradă. Ați văzut, nu de mult, vreo câteva săptămâni, o lună în urmă, eram chemați toți să ieșim în stradă. Să ieșim toți. Nu eram sigur ce vrem să facem odată ieșiți în stradă, dar cert este că vrem să ieșim în stradă. Sunt mulți filozofi, îi vedem și astăzi în mediul online, pe la televizor, care vin să vorbească despre libertate. De când se știe omul, dorește să aibă libertate, să nu fie constrâns. Vă provoc în seara aceasta să ne uităm la cuvintele celui mai mare filozof, celui mai mare teolog, celui mai mare lider, Mântuitorul Iisus Hristos, să vedem ce spune el despre libertate. Vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia scrisă de Ioan. Voi citi de la capitolul 8, începând cu versetul 30. Evanghelia scrisă de Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 30. Am să vă rog să fiți atenți la citire. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul cenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi liberi? Adevărat, adevărat vă spun, le răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci, dacă fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine? Pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de ce nu ascultați? Pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Până aici cuvântul Domnului. Domnul Isus se ocupă de problema libertății. Este o temă pe care Domnul Isus vrea să o clarifice. Și ba chiar vrea să o impună. El de asta a venit, ca să vorbească despre libertate și să aducă libertate. Stă de vorbă cu uh, iudeii care crezuseră în el. Și Domnul aduce în discuție libertatea. Cum poți să fii liber cu adevărat? În primul rând, ca să fii liber cu adevărat, trebuie să recunoști că ești încătușat. Trebuie să recunoști că nu ești liber, că ești rob, că ești supus dictaturii. Uitați-vă ce spune Domnul Isus Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, versetul 32, versetul 33. Ei au răspuns, contrariați și indignați. Noi? Noi suntem sămânța lui Avram. Și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi liberi? Domnul Iisus Hristos îi provoacă pe ei să recunoască faptul că erau robi. După cum și pe noi astăzi, Domnul ne provoacă să recunoaștem robia societatea românească să cunoască robia. Dar uitați-vă, noi avem aici scris cuvântul Mare Libertate, avem un drapel, noi suntem liberi, putem să facem orice. Nu sunteți constrânci în seara asta să ascultați predica. Cineva se poate ridica, poate ieși afară, nu constrângem pe nimeni. Cum putem să vorbim despre libertate? Cum putem să vorbim despre nevoia de libertate într-o țară democratică? Știți de ce? Pentru că tocmai cuvântul libertate este încătușat în lanțuri. Pentru că noi tocmai aceia care ridicăm mâna sus și pretindem că nu suntem robi nimănui, că nu a venit niciun popor să ne cotropească, tocmai noi suntem liberi. Cum putem să spunem că avem nevoie de o conferință în care să fim eliberați, în care să vorbim despre încătușat în libertate? Vedeți, tocmai asta este Marea problemă a oamenilor, pe care Domnul Iisus Hristos a venit să o semnaleze, faptul că oamenii nu recunoșteau că sunt robi, deși ei erau robi. Am putea zice că ei abordează problema din punct de vedere politic. Dar ei erau robi și din punct de vedere politic. Întotdeauna au fost robi. Ei au fost robi egiptenilor, au fost robi asirienilor, au fost robi persanilor, grecilor, acum erau robi romanilor, era un lucru evident. Însă, uitați-vă, era un lucru de necontestat. Romanii erau printre ei, soldații romani erau printre ei și când ei spun că nu sunt robi nimănui, bă, seamă, nu se referă la ceea ce se vedea. Pentru că oricând Domnul Isus ar fi putut să le zică, ba, sunteți robi, uitați-vă soldații care mărșăluiesc printre voi și vă pun impozite și taxe pe care le prădiți cezarului Romei. Ei se referă la o altfel de robie. Cu toate că au trecut atâtea valuri de persecuție peste ei și au fost robi persanilor, romanilor, asirienilor. Ei se referă că din punct de vedere religios, spiritual, ei au un singur Dumnezeu și nu sunt robi. După cum și noi astăzi pretindem că suntem liberi. Avem pretenția să spunem că suntem liberi. Încercăm să ne-o manifestăm. Domnul Iisus ne provoacă să ne uităm la viața noastră și să vedem dacă nu cumva suntem Robi. Se uită Domnul Iisus Hristos la ei și le zice în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Asta ei nu vroiau să vadă. Erau în stare să dea vina pe oricine, dar nu ei. După cum vă spuneam, ați văzut, noi suntem în stare să ieșim în graba mare în stradă. Să dăm vina pe cine? Toți sunt vinovați în, în țara asta începând de la președinte, de la primul ministru, de la parlamentar, senator, toți sunt vinovați. Și dacă ceva rău merge în țara asta, ei sunt vinovați. Și dacă cineva trebuie schimbat în țara asta, nici nu trece prin cap că ar trebui să schimbăm pe cel ce privește în oglindă. Oh, nu! Nu noi suntem vinovați, ci alții sunt vinovați de fiecare dată. Nu noi suntem vinovați. Și încercăm să mascăm această realitate a robiei spirituale după cum au încercat și ei să mascheze robia lor spirituală. Ei au spus așa, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Știți cum au încercat ei să-și mascheze robia spirituală? Prin faptul că s-au identificat cu întreaga mulțime. Noi evrei, ce Dumnezeu avem noi? avem pe Jehova. La recensământ, noi așa am spus că 90 mult suntem creștini bag seamă, nu suntem robi dacă noi ne declarăm credința în Isus Hristos. Și este o modalitate de a ne masca robia spirituală. fost la conferință, 16 decembrie, miercuri seara la poarta cerului, au fost mulți acolo. Și este o modalitate când te afiliezi, când vii la un grup, să-ți maschezi robia spirituală. Ba mai mult, sunt oamenii care, chiar încercând să încheie legământ cu Dumnezeu, au încercat să-și mascheze robia spirituală, ei fiind în continuare robi păcatului. În mijlocul nostru al tuturora, este posibil să ne dăm drept oamenii liberi, drept oamenii sfinți, dar cel ce cunoaște orice lucru, după cum i-a cunoscut și pe evrei, știe să pună degetul pe rană și știe să ne arate realitatea. Ca noi să fim eliberați cu adevărat și să trăim o adevărată libertate, nu o pretinsă libertate. Iubiți tineri, trebuie să recunoaștem că în viața noastră este posibil să fie prezente lucruri care ne robesc. Nu vorbesc de o robie politică, nu de o robie socială, economică, ci vorbim aici despre o robie spirituală. Degeaba avem noi libertatea de a ne mișca prin întreaga Europa și lume chiar. Dacă noi nu ne putem mișca din punct de vedere spiritual, nu putem face un pas înainte. Totul robi suntem. Degeaba avem libertatea de a ne exprima, se facem mare zarvă pe libertatea de exprimare, care este și ea îngrădită, măcar când mulți dintre noi nu, nu ne dăm seama nu la o astfel de libertate ne cheamă Domnul, ci la o libertate spirituală. Dacă, de exemplu, veți citi în 2 Timotei, capitolul 3, acolo unde Pavel îi spune lui Timotei că vremurile din urmă vor fi vremuri grele, de ce? Oamenii vor fi robiți de tot felul de patimi. Vor fi iubitori de sine, spune versetul 2, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori. Cunosc oameni care sunt robiți de dorința de a arăta cine sunt ei. Robiți de a arăta cât de grozavi sunt ei și nu scapă nicio șansă să spună cât de frumoși sunt, cât de buni sunt, cât de deștepți, cât de pocăiți sunt ei, nu scapă. Robia are efecte în viața omului. Sunt neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, neîmblânziți, neiubitori de bine fără dragoste ferească, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Oameni care sunt angrenați într-un sistem religios, dar care, fraților, s-ar putea să fie realmente într-o adevărată robie spirituală. Nu vreau să insist asupra acestui punct și merg mai departe. Ca cineva să experimenteze adevărata libertate, nu libertatea de mișcare fizică, nu libertatea economică ori politică, ori socială, ci libertatea spirituală trebuie să recunoască robia pe care, în care este și s-ar putea unii oameni să nu recunoască, alții să amână, să amâne recunoașterea. Dar eu vreau să vă spun, după cum zice Domnul Isus Hristos, un al doilea lucru este să înțelegem efectele robiei, efectele încătușării. Sunt rob, așa și... Mare lucru dacă sunt rob. Da, este mare lucru vom vedea că sunt lucruri extraordinar de grave. Și cred că aici este punctul central în care Domnul Isus Hristos apasă pe predica sa, apasă în vorbirea sa. Sunteți robi, oamenii nu cred. Și Domnul începe să îi convingă pe oameni și să le aducă în discuție efectele pe care le are robia spirituală, efectele pe care le are a trăi în patimi, a trăi în păcate. Spune Domnul Isus Hristos în modul următor. Oricine trăiește în păcat este rob păcatului. Și primul efect și cel mai grav pe care îl spune Domnul Isus Hristos și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Face referire Domnul Isus Hristos la tradiția evrească și la multele texte din Vechiul Testament. Și evreii au înțeles, după cum și noi ar trebui să înțelegem în seara aceasta, că toți aceia care sunt robi păcatului, n-au cum să trăiască veșnic acasă împreună cu Dumnezeu. Împreună cu Dumnezeu vor trăi veșnic fiii săi, aceia care fac parte din familia lui Dumnezeu. Săptămâna trecută am stat de vorbă cu mai mulți tineri, fiind plecat în altă parte. Principala întrebare a fost asta, frate, păcatele au consecințe, sunt efecte în viețile oamenilor, dacă păcătuiesc. O, da. Și sunt atât de mari, atât de profunde. Principalul și cel mai mare efect al păcatului în viața omului este despărțirea pentru totdeauna de Dumnezeu. Îi dăm slavă lui Dumnezeul binecuvântăm și ne bucurăm de ce face El aici. Atât de mult m-am bucurat să-i cântăm în seara asta și să aud cum vinea sunetul cântării din față de la cor, vinea sunetul cântării a glasurilor voastre din spate, din sală. Este extraordinar. Dumnezeu cercetează viața noastră. Este dovada faptului că ne iubește prin faptul că s-a coborât în mijlocul nostru. În mijlocul nostru trebuie să o recunoaștem. A oamenilor, mulți dintre noi dependenți, mulți dintre noi păcătoși, plin de patim, de vicii, unii dintre noi care trăiesc în descurajare, unii dintre noi care trăiesc în depresie, unii cu gânduri de sinucidere, unii care nu mai văd viitorul. Atât de bun este Dumnezeu încât se coboară la noi. Dar zice Domnul Isus Hristos, atenție, robul nu stă pururi în casă. La un moment dat robul este îndepărtat, el nu va moșteni. Dacă ai venit în seara asta ca rob aici un om robit de păcat, un om robit de gânduri, de îngrijorare, de frică. Pentru că te iubește, zice Dumnezeu. Trebuie să îți schimbi statutul. Din rob să fii un fiu al lui Dumnezeu, din rob al păcatului, în fiu al celui ce este sfânt în vecii vecilor. Pentru că dacă rămâi în continuare un rob al păcatului, nu știu dacă ți-a spus cineva, Rești să fii odată și pentru totdeauna despărțit de Dumnezeu. Ori nu există lucru mai grav în lumea asta. Nu există tragedie mai mare în lumea aceasta decât un om să fie despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Nu există un lucru mai îngrozitor decât acesta. Am cunoscut oameni care s-au depărtat de Dumnezeu, care i-au întors spatele lui Dumnezeu în mod voit. Fiind robi, Dumnezeu s-a coborât la ei în mod repetat pentru a-i elibera și ei n-au vrut lucrul acesta. L-au respins pe Dumnezeu în mod consecvent și au ajuns să trăiască departe de Dumnezeu, în cele mai grele chinuri. Fraților, eu nu mă refer neapărat la chinuri care se văd în trupul nostru, măcar că sunt și de acestea. Dar să știi că nu mai ai parte de vocea caldă și blândă a lui Dumnezeu de cercetarea lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu, este cel mai groznic lucru. Și când Domnul Iisus Hristos vine să-i trezească pe evrei, să le spună că trebuie să aibă parte de adevărata libertate, le spune, aveți grijă, voi cunoașteți foarte bine tradiția evreiască. Dacă un rob rămâne rob, niciodată nu va moșteni, numai fiii îi moștenesc. Și spun în seara aceasta, numai cei născuți din nou moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Amin! Să ne ajute Domnul pe toți în seara aceasta. Să intrăm în împărăția lui Dumnezeu și acolo să trăim. Ascultă-mă bine, dacă ai venit în seara aceasta dominat de un păcat, dacă ai venit în seara aceasta robit de un lucru anume, de vreun păcat, de vreun gând, de vreo situație, dacă nu te poți elibera, îți spun în seara aceasta, Hristos Iisus, care s-a coborât în mijlocul nostru, vrea să schimbe statutul tău și dintr-un rob să te facă fiul al său. Pentru că știe că dacă vei mai continua în felul acesta, vei fi despărțit pentru totdeauna de El. Ori Dumnezeu nu vrea asta. O, Doamne, ce bun ești Tu! Mulțumim Lui Dumnezeu pentru îndurarea Sa. Al doilea efect pe care Domnul Iisus vine să-L aducă în discuție este negarea cuvintelor sale. Spune versetul 37. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu căutați să mă respingeți, căutați să mă dați la moarte, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul lui Dumnezeu. Un om care trăiește în păcat, este rob păcatului, ajunge la un moment dat să-l respingă pe Dumnezeu. Îmi povestea un tânăr și îmi spunea așa. Când am băut primul pahar de alcool la o petrecere, m-am dus acasă și atâta am plâns. Și mi-am cerut iertare lui Dumnezeu. Și am postit a doua zi. Atât de tare am regretat. Au trecut câteva zile în povestea. S-a dus din nou într-o conjunctură și a băut al doilea pahar. S-a dus acasă, i-a părut rău. Seara n-a putut dormi. A treia oară. A ajuns într-o astfel de conjunctură. Din nou a consumat alcool. Și zice: M-am dus acasă liniștit. M-am culcat în patul meu. Am fost așa un pic jenat, dar nu prea. Și a continuat din rău în mai rău. Am dat slavă Domnului împreună, pentru că, la un moment dat, Duhul Domnului l-a deșteptat și a reușit să se întoarcă către Dumnezeu. Dar vreau să-ți spun un principiu. Că un om care continuă în robia păcatului, ajunge la un moment dat să-l respingă pe Dumnezeu, ajunge să-l respingă pe Domnul Iisus Hristos, să-l nege, să îl depărdeze. Evrei robi păcatului fiind, aici atrage Domnul Iisus Hristos, atenția, nu conta dacă ei erau robi romanilor, dacă erau liberi din punct de vedere spiritual, îl puteau primi pe Hristos. Ei continuau să fie robi din punct de vedere spiritual și una din consecințe, a doua, ca și gravitate, era că îl îndepărtau pe Domnul Isus Hristos, ba chiar aveau să-L crucifice pe Domnul Isus Hristos. Uitați-vă, oameni buni, dacă nu stați alipiți tare de Dumnezeu, dacă vă alipiți tare de ce este rău, nu este așa? Parcă ți se întărește inima, urechea, parcă... Măi, parcă nu au cântat așa bine tine, seara, nu știu. Parcă nu, Parcă nici predica, nu știu ce se întâmplă. Începem să ne plictisim de a, o, o plictiseală cruntă la biserică. Parcă ne uităm în scriptură și. Oricum, traducerea Cornelescu nu mai este uh, relevantă pentru noi și alte traduceri nu sunt fidele. Parcă mai bine am ascultat, parcă mai bine am vedea și pas cu pas. Ne vorbește Dumnezeu în diferite situații. Se prezintă Dumnezeu la unii dintre voi în chip supranatural, în vise. Unora Dumnezeu le trimite cuvânt profetic și ajung oamenii care sunt robi păcatului să nu mai creadă și să-L respingă pe Hristos. Sunt seri ca și acestea de evangelizare, de conferință, în care Dumnezeu vestește cuvântul său cu putere și izbește în inima omului. Însă omul care continuă să trăiască în păcat, care este rob păcatului, ajunge la un moment dat să-L respingă total pe Hristos. Să respingă total cuvântul său. Creștini care au trăit în păcat, au ajuns la un moment dat să caute greșelile Bibliei și să zică, Biblia este o carte plină de greșeli, plină de erori, ca atare Dumnezeu nu există, Iisus Hristos nu este real. Și toată povestea cu mântuire este doar o chestiune de oratorie și atât. De unde a pornit totul? De la o robie a păcatului care a continuat. De la un moment în care Dumnezeu a cercetat și omul l-a respins pe Dumnezeu de la un alt moment de cercetare în care Dumnezeu a vorbit și omul din nou l-a respins, a ajuns până la urmă nici să nu-l mai intereseze. Fraților, sunt efecte ale păcatului. Și cel mai grav, eu nu vorbesc de o boală, că mulți se tem că vai de mine o să dea cancer în el, că dacă nu-l ascultă pe Dumnezeu, sunt lucruri mai grave decât astea. Depărtarea veșnică de Dumnezeu respingerea lui Isus Hristos, neîncrederea în cuvântul său. Astea sunt lucruri care nu te mai pot ajuta, dacă nu le crezi, nu te mai ajută niciodată. De ce ea spun în seara aceasta? Dacă este cineva aici care este rob păcatului, repede să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că trăiește în cel mai mare risc, riscul de a se depărta de Dumnezeu, de a pierde drumul către casă înapoi. Există riscul acesta. Apoi, versetul 46. 44, pardon, spune așa. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, versetul 42, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Ascultați, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Ascultați aici un efect al robiei păcatului. Te-ai gândit la asta vreodată? Un om care cochetează cu păcatul, un om care face pași și se depărtează de Dumnezeu, ajunge la un moment dat într-o situație atât de gravă încât nu-l mai are ca Dumnezeu, ca Tată pe Dumnezeu, ci are ca Tată pe însuși Domnul minciunii pe Prințul Întunericului, pe Diavolul. Ce lucruri extraordinare, groaznice, poate să producă păcatul în viețile noastre. Și apoi ne mirăm că le spunem oamenilor să vină la Hristos și ei nu, nu mai pot. Apoi ne mirăm că le spunem oamenilor nu te mai du la jocuri de noroc, abandonează-le și nu pot. Sunt în stare să facă orice, dar nu mai pot. Nu mai pot să se elibereze de tot felul de dependențe. Fraților, păcatele au efecte în viața noastră, dincolo de cele fizice, dincolo de cele sociale care sunt. Sunt efectele spirituale cele mai groaznice. Continui și zic versetul 45. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți, efectul păcatului, necredință. Versetul 46. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru că nu mă credeți, iată, necredință în inimile oamenilor. Păcatele au efecte în viața noastră. S-ar putea ca în viața ta deja să înceapă să prindă efectele acestea inima ta. S-ar putea să te fi trezit în seara asta, în timpul de laudă și de închinare, cu inima tare, Că n-ai putut să cânți. s-ar putea să nu, să nu percepi vocea lui Dumnezeu, s-ar putea să nu percepi cercetarea lui Dumnezeu. Știi ce a vestit Domnul Iisus Hristos și aici îmi place atât de mult predica lui? Faptul că există eliberare pentru orice rob. Dacă accepti eliberarea, o poți primi, există eliberare în Iisus Hristos. Omul trebuie să recunoască faptul că este păcătos, trebuie să recunoască că este robul păcatului. Sunt mulți care zic, nu-s eu de vină, sunt alții de vină, nu-s eu păcătosul, alții mă provoacă. Există această, aceste efecte ale păcatului pe care oamenii trebuie să le înțeleagă. Și în ultimă fază și cu asta mă apropii de final și vă spun, există o eliberare pentru că există eliberator. Și acesta este Isus Hristos Domnul. Putem să spunem și să proclamăm tare că în urmă cu 2000 de ani, în ieselea Betleemului, nu s-a născut un copilaș. Dacă am fi avut nevoie de bani în viața noastră, Dumnezeu ne-ar fi, tra, ne fi trimis un bancher ca să ne rezolve problemele banilor. Dacă am fi avut nevoie de sănătate, ne-ar fi trimis un medic. Dacă am fi avut nevoie de fan, de distracție, ne-ar fi trimis un clovn. Dar pentru că avem nevoie de eliberare, de iertare, de mântuire, l-a trimis pe Iisus Hristos, pe Fiul Său, ca să aducă mântuire în viața noastră. Și sărbătorim nașterea nu unui om, ci nașterea lui Dumnezeu, nașterea lui Iisus Hristos, nașterea mântuitorului nostru. Uitați-vă ce produce eliberarea. Domnul Iisus a venit să ne dea eliberare. Știți ce înseamnă eliberare? În câteva cuvinte voi spune eliberare. Versetul 39. Dacă ați fi fiul lui Avram, liberi, ați face faptele lui Avram, adică ați trăi prin credință. Cine este liber, trăiește prin credință. V-ați surprins vreodată să vreți să călcați doar pe terentare, doar pe ciment. Nu vă place să călcați în gol, așa -i? trăirea prin credință a fost o caracteristică a lui Avram și Domnul Iisus Hristos a spus, eu vă fac liberi, dacă ați fi din Dumnezeu, ați face faptele lui Avram, ați trăi prin credință, așa e că vrei de fiecare dată să cunoști ce se întâmplă în ziua de mâine, vrei să ai siguranță, omul care trăiește cu Dumnezeu, omul care este liber, poate să pășească liber înainte, trăiește prin credință, se duce la examen prin credință, își trăiește viața de mâine prin credință, omul care trăiește prin credință, se duce la operație prin credință. Omul care trăiește prin credință este biruitor, se duce, vine, trece chiar prin valea umbrei morții. Pentru că trăiește prin credință. Suntem liberi. Nu trebuie să ne străduim ca să trăim prin credință. Este un efect al eliberării noastre. Când suntem robi, ne străduim să trăim prin credință. Atât de mult ne chinuim. Când credem în Isus Hristos, El este eliberatorul. A trăi prin credință. Este un efect al credinței în El. Ne vine să trăim prin credință. Suntem provocați să trăim prin credință. Ne este bine să trăim prin credință. Spune mai departe versetul 42. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Un om care este eliberat de Isus Hristos îl iubește pe Domnul Isus. Este pasionat de Isus este pasionat de persoana lui Isus, de părtășia cu Isus Hristos. Vreau să te întreb în seara aceasta, dragul meu, ești liber cu adevărat? Trăiești prin credință? Sau încă ți este frică? Încă ți este teamă de ce se va întâmpla în ziua de mâine? Îl iubești pe Isus cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău? În ultima instanță, Domnul Iisus Hristos spune în versetul 47, Cine este din Dumnezeu, Ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Știi de ce de multe ori te-ai străduit să trăiești credința și nu ai reușit? Știi de ce de multe ori n-ai reușit să asculți ce ți-a zis Dumnezeu? Pentru că au fost lanțuri care încă te-au ținut. Omul liber, omul eliberat, îl ascultă pe Dumnezeu. Are libertatea de a-l asculta. Asta este adevărata libertate. Să-ți spună Dumnezeu să faci ceva. Și să ai libertatea să o faci. Ți-a zis Dumnezeu de atâtea ori și ai auzit mesaje. Dar ca ceva, ca un lanț care te ținea de picior, ca niște cătușe care erau în jurul mâinilor tale, n-ai putut să-l asculți, n-ai putut să-l iubești, n-ai putut să crezi în el, n-ai putut să trăiești prin credință. Ai avut poate anumite momente când ai încercat să te minți că ești liber. Ai încercat să te deplasezi dintr-o parte în alta și să dovedești altora că nu ești tu vinovat. Dar nu l-ai putut asculta. Inima ta a început să se împietrească de la lună la lună, de la an la an, să te îndepărtezi de Dumnezeu. O, pentru că este 16 decembrie, sărbătorim începerea Revoluției. Mă rog Domnului în seara aceasta... În viețile multora dintre noi să înceapă adevărata Revoluție Spirituală, să lase Dumnezeu o adevărată trezire în generația aceasta, să lase Dumnezeu cerul deschis peste poarta cerului și în această seară, cu toții să ne închinăm înaintea Eliberatorului, înaintea Celui care ne poate elibera de orice păcat, de orice viciu, de orice dependență. Numele lui este Isus Hristos Domnul. El este acela care ne șterge păcatele trecutului. El este acela care dacă ți-a înăruit viitorul, ascultă-mă bine, te eliberează și îți dă un viitor și o nădejde. Pentru că El este Mântuitorul. Vrem atâta de mult să schimbăm lumea, să schimbăm țara, să schimbăm guvernarea, administrarea. Fraților, haideți să schimbăm viața noastră în seara aceasta închinându-ne înaintea lui Dumnezeu, închinându-ne înaintea lui Isus Hristos. Haideți să schimbăm viitorul nostru, ne încercând să-i schimbăm pe alții, ci schimbându-ne pe noi, capitulând înaintea lui Isus Hristos, recunoscându-L pe El ca Domn, ca Mântuitor, ca Rege, ca Salvator, ca Eliberator. Haideți ca să ne ridicăm în picioare și să cântăm înaintea celui ce este viu în vecii vecilor, să cântăm înaintea celui ce ne eliberează. Haideți să venim înaintea Lui în cântarea noastră, înaintea Lui să ne închinăm, înaintea Lui să ne proșternem. Haideți să lăsăm ca Duhul Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta în continuare și să ne pregătim să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Să găsim eliberare în seara aceasta înaintea lui Iisus Hristos. Să primim de la El mântuirea pe care ne-am dorit-o atât de mult, eliberarea după care am tânjit atât de mult. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului Încântare.